Salutare, dragi prieteni! Se apropie Crăciunul. O să fac și eu astăzi un clip în care o să vă urez tuturor Crăciun fericit, multă sănătate, să aveți parte numai și numai de bucurii și Bunul Dumnezeu să fie alături de voi. Tocmai ce mi-a sosit mâncarea pentru iepuraș, acum a plecat domnul de 5 minute la Bolna. La Bolna cu colcidiostatic. Proteină brută 14,50, grăsime brută 3, fibră brută 13, cenușă brută 7,60, calciu 1,20, fosfor 0,52, sodiu 0,21. Conține vitamine, seleniu și multe altele, și robedidină cu oxidiostaticul. Am luat destul de mult saci, pentru că vin sărbătorile și să nu rămânem în pană de mâncare. Am pregătit aici și niște felii de sfeclă furajeră pentru maturi, pentru masculi, în special la femelele cu pui, care mănâncă pui, nu le dau. Le pot da câte o feliuță la femelele care alăptează și încă nu mănâncă pui. La puișor să nu ajungă să mănânce, să nu facă diarie. Ce am mai luat, prieteni, astăzi? V-am mai arătat o dată. Avem acest produs de la Vabolna. Coccifort. Coccifortul, prieteni, este un... Sunt niște granule speciale pentru puișori, pentru evitarea coccidiozei. Conține foarte, foarte multe chestii: calciu, fosfor, sodiu, mangan, zinc, seleniu, iod, robedidină, acea substanță care este anticoccidioză, robedidina. Deci prevenirea și tratamentul bolnăvirii cu coccidioză se amestecă în raport de 1:9. În furajul pentru iepuri se administrează tineretul în perioada încercării, vârstă 4-5 săptămâni. Se poate da până la 4 luni liniștit. Aici scrie că se furajează 7 zile continuu, o dată pe lună. Începând de astăzi o să fac separat pentru pui în găleți, mâncare care se conține și acest coccifort. Și o să dau femelelor cu pui, să mănânce pui în special. Nu am luat factura, să vă spun exact cât costă o cutie de asta, dar nu e foarte scumpă, până în 10 lei. Sacul de babon la 52 de lei. Astea sunt granule care le folosesc, mai folosim și câte un sac de deuca, câte un sac de mifuma. Sunt fel și fel de sortimente de granule care ajută la blană, care ajută la îngrășare, care ajută la lactație. Ați văzut de UCA Energy pentru lactație. Le dăm la iepuri să mănânce, îi îngrijim foarte bine, așa cum și merită, pentru că sunt animale gingașe și trebuie îngrijite. O să vă arăt, prieteni, foarte, foarte puțin și dacă reușesc, hai la tata, puișorii de la asta să vedeți. Hai la tata, sare pe ei. Ia uitați cât sunt de grași, de alăptați. Sunt 7, a fost 8, unul a înghețat. Gata, tati, că-ți dau pace. Sunt scoși din masculul negru de la orele spaniol, cel care a plecat la prietenul meu, Robert. Și această femeluță urecheată scoasă din femela de la Jova și masculul neamț de la Cristi Bogdan, părinții Germania. Sunt 7 pui, Doamne ajută să fie cât mai mulți negri. Am văzut că sunt foarte închiși pe culoare. Aici avem femela de la Marian Stănică, are și ea 7 pui. Nu sunt foarte, foarte grași. Ăsta e chiar amărât. Vreo 2 mai așa, înseamnă că nu are foarte mult lapte. Să sperăm că o să-i ducă până ajung să mănânce. Hai la tata. Dacă îi duce până ajung să mănânce, apoi
A plecat prin adăpost la plimbare. Este o femeie cu o blană extraordinară. Să ducă puișorii cu bine. Hai, intră tată vântul. Treci în boxă. Să avem puișori din mai multe linii de sânge. Știți că eu nu prea fac consanguinizări, adică nu fac deloc. Așteptăm puișori de la Neagra. Pe data de 26 are burtă. Femela s-a împlinit. Hai la tata. Este o femelă foarte căpoasă, are burtă mare, urecheată. A fost montată tot cu negru mare. Ce-i mă, tata? M-a spus foarte frumos care nu l-am dus în expoziție. Pe la mini 96. Nu e nicio problemă. Am dus alții. Prieteni, totul este în regulă la mine. Puișorii cresc, se hrănesc foarte bine. Sunt mărișori, unii dintre ei deja au o lună și 3 săptămâni, cei mai mari. Aici am cuibul de 8. Mascul aur spaniol, femeia mea din Nemți. Aici jos e nebuna, care are 5 pui foarte, foarte bine alăptați. Haideți să vi arăt un pic. Grași. Ia uitați ce butucănos sunt. Ce bine arată. Au undeva la 10 zile. Stai-mă acolo, tata. Sunt foarte bucuros. Îi duce cu bine. Încă năpârlește. E o femeie masivă, imensă. Hai, tata, treci în boxă. Treci în boxă, plimbăreață. Dea Dumnezeu să avem ceva femeluțe acolo în cuib. Aici avem cuibul din Stocky. Masculul de 96,5. Scos la Jovan Boxe. 75% sânge Nicolae Popețean. Un mascul foarte frumos, care a luat 96,5. Mă bucur foarte mult pentru el. Avem puiuți din el. Ăsta e primul cuib din el. Cel de-al doilea cuib din el. Puișorii din masculul de la Oren Spaniol. Așteptăm, prieteni, și alte cuiburi. Avem masculul de grifier. Avem încă femele de montat aici, de fătat, pardon. Grifier și negre. Grifiera asta imensă. Trebuie să fete Neagra, grifiera, grifiera cealaltă. Neagra de la Jova. Sper să fi prins. Foarte agitată. Haideți să vă arăt un pic și masculașul de 96. A luat 96 de puncte la 8,5. Un masculus bun, care cu siguranță, dacă se mai împlinește puțin și mai trece timpul peste el câteva luni, mai poate la o jumătate de punct undeva, sigur, să fie de 96,5. Masculaș bun, aproape 22 în urechi. A avut 7,7 kg aproape la cântar, la 8,5. Eu zic că este în regulă, rămâne la matcă, rămâne la noi în curte. Haideți să vă arăt câteva secunde și puișorii negri cu grifier. Am verificat un pic cuiburile, aici sunt 4 femele și 2 masculi. Afară am la o doică 7 femele și mascul. Se pare că sunt câteva femele în plus față de masculi în cuiburi. Este foarte bine, avem nevoie de femele la selecție. Aici sunt 3 femele și 3 masculi, aici sunt 4 femele și 2 masculi, jos avem 3 femele și 2 masculi. Este foarte bine, prieteni, să avem femele cât de multe. Haideți să vă arăt un pic și celălalt mascul care am luat în expoziție, 95,5 puncte. Ne-a prins într-o formă mai proastă cu blana. Am și montat foarte mult cu el. Nu e niciun fel de problemă, se repară, îl îngrijim. O să comandăm și niște Linamix, am vorbit deja pentru niște Linamix. O să mai luăm niște Mifuma Zuc Shao, care ajută foarte mult la blană. Și cu siguranță, o jumătate de punct poate crește și ăsta fără niciun fel de problemă. Foarte frig la Sibiu, minus 11 grade, prieteni, astăzi de dimineață. Haideți să vedeți un pic și puișorii de aici, după care încheiem. Ăștia sunt cei 7 pui din masculul de la Aurel Spaniol. Stați acolo, tati. 6 femele și mascul. Sunt foarte bucuros că am multe femele în cuibul ăsta.
puișorii ăștia sunt scoși din femela de la Marian Stănică și masculul de aur spaniol. Femela râblană foarte bună, masivă. E bine că sunt femele. Aici jos e cuibul din masculul de la masculul meu de 95,5 și femela de la Cristi Solomon, aia frumoasă. Salutăm cu drag și pe Cristi. Și aici nu mai știu cât sunt. Nu mai știu exact, 4 femele și 2 mascul sau 3 și 3. Dar e bine. Masculul de Haicol, frumușelul de la Daniel de la Bârlat, Califu. Frig, prieteni, foarte greu de ținut iepuri afară pe frig, deoarece îngheață tot, îngheață adăpători, îngheață tot. Am avut 2 straturi de pături puși acolo pe uși, cât de cât să aibă un pic de protecție. Acum am în adăpost 4 grade. Au fost 7 înainte să dau astea jos. A pătruns frigul de afară. Trebuie să fie și lumină și aerisire. Deci, prieteni dragi, haideți să vă mai arăt numai o secundă masculașul de la Neaurel. Hai, mă, scumpul tata. Asta e tata la mai mulți pui. Cei mai mulți pui am scos din el. Un căpos indubitabil. E pure bun. Să mănânce bine, că am montat foarte mult și cu el, să pună pe el. Cam asta am vrut să vă arăt, prieteni. Vă salut încă o dată, vă urez Crăciun fericit, sărbători fericite, multă, multă sănătate și Domnul Dumnezeu să fie alături de voi, Doamne ajută!